Și mă bucur tare mult că pot să îl salut pe următorul nostru invitat. Este vorba despre jurnalistul, bloggerul, prezentatorul Vitalie Guțu. Vitalie, bună seara! Bună seara! Îți mulțumesc foarte mult pentru că am această ocazie să revin cumva acasă, să revin la Moldova 1. Asta voiam să zic. Ești de-al casei cumva, pentru că mulți ani ai făcut parte din familia Moldova 1. Da, o bucată de vreme bună chiar am făcut parte din familia Moldova 1 și îți spuneam pe subiectul acesta, că știi cum, emoțiile sunt foarte diverse atunci, te încearcă de emoții și trăiri diverse atunci când calci pragul unei case în care nu ai mai venit de vreo 6-7 ani, știi? Și cumva și inima zbate altfel. Deci e ca o întoarcere la origini. Ca întoarcerea acasă. Întoarcerea acasă, exact. Perfect. Vitalie, noi te urmărim. Ne bucurăm pentru că ești atât de activ, pentru că prin intermediul tău putem să călătorim și noi. Vrem să vorbim și să ne povestești tu mai multe despre proiectul Călătorii cu Gust. Este un proiect pe care tu l-ai lansat cu ceva ani în urmă și am înțeles că a fost un vis de-al tău și un gând pe care l-aveai de multă vreme. Este adevărat, este un proiect pe care l-am lansat în 2017, dar inițial era vorba despre mediatizarea și promovarea locurilor frumoase din afara Republicii Moldova, pentru că de fiecare dată, apropo, făcând o paranteză, plecând de aici, am decis să călătoresc mai mult în afara țării, cumva mintea să se limpezească, să vadă alte lucruri și istorii interesante din străinătate. Și uite, am lansat o platformă media, călătoricugust.com, în care relatam despre tot ceea ce vedeam eu în Spania, Franța, Elveția, unde am mai fost eu, Grecia și așa mai departe. Însă, am abandonat acest lucru pe o bucată de timp pentru că, într-un fel sau altul, am intrat așa într-o mică depresie. Probabil și pandemia și-a spus cuvântul, habar nu am, dar din toamnă am reînceput eu sau am relansat proiectul Călătorii cu Gust și datorită, spun, perioadei de carantină și a pandemiei provocată de COVID-19, am început să redescoper Republica Moldova, locurile frumoase și istoriile de viață ale oamenilor care fac această țară. Pentru că noi să recunoaștem și invitații tăi scriu istoria acestei țări. Sigur. Și eu, plecând dintr-o localitate în alta, cumva descoper și redescoper anumite destine, anumiți oameni, dar și locuri și obiective turistice pe care mulți dintre noi nu le cunosc, pe care sau drumul către care mulți dintre noi nu-l prea știu, știi? Și atunci am decis eu din toamna anului 2020 să cumva să intru în forță pe piață, da. Și am început eu să fac mai multe subiecte. Am început cu Sipoteniul, da, care a fost declarată capitala tineretului, da, în anul 2020-2021. Și iată, cu acel subiect ușor, da, așa carul s-a mișcat din loc și am explorat cumva mai multe locuri din Republica Moldova. Vitalie, dar ce credeai tu despre Republica Moldova înainte să începi să călătorești mai mult prin țara noastră? Știi, ca oricare jurnalist, credeam că Republica Moldova este o țară frumoasă, cu oameni mărinimoși, cu oameni foarte, foarte buni. Asta îi vedeam eu prin subiectele pe care le prezentam, pe care le aduceau colegii mei în redacții, îți dai seama. Și atunci am decis, de ce să nu merg eu cu ochii mei să mă conving, da, pe propria piele, dacă este adevărat sau nu. Ei bine, să știi că este totalmente adevărat și am senzații foarte, foarte diferite și foarte tare atunci când discut cu un om, cu un bătrânel de la o biserică sau cu un preot sau cu primarul unei localități sau cu un muzeograf și așa mai departe. Și atunci când înșiruiești rânduri, știi, și rânduri pe platforma media, deja trăirile sunt altele, le prezinți din perspectiva ta și din emoțiile trăite de tine. Vitalie, hai să urmărim împreună cu cei de acasă câteva secvențe dintr-un asemenea reportaj care l-ai realizat pe teren. Îl urmărim împreună ca să-și dea seama cei de acasă despre ce este vorba și revenim în scurt timp. Călătorii cu Gust. Călătorii cu Gust. Alături de jurnalistul Vitalie Guțu.
Salutare, prieteni! Călătorile cu gust au revenit din nou pentru voi și noi chiar acum suntem la Temeleuți, vedeți și voi această destinație care este inclusă într-un traseu din cadrul proiectului Sipoteni, capitala de tineret a Republicii Moldova. Ce anume vom descoperi aici și de ce am ales această destinație? Rămâneți alături de noi pentru că nu o să regretați acest lucru. Pornim la drum cu gust să călătorim! Bun găsit, noi suntem aici la Temeleuți. Ne aflăm unde mai exact ne aflăm noi? Da, vă aflați în gospodăria familiei Țurcanu. Este o casă care în 2022 va avea 100 de ani. Este casa buneilor soțului meu, pentru că eu nu sunt băștinasă, sunt din Hâncești, Mingir, dar căsătorită la Temeleuți. Este construită de bunelul soțului meu, au locuit părinții, copilăria soțului meu în casa părintească deja. Noi ne, să zicem așa, a fost o idee care mă bucur deja că am ajuns la etapa că o implementăm această idee de a păstra această casă așa cum a fost locuită de cei stăpâni ei de decenii. Practic vreau să vă zic că dacă în interior nimic nu s-a schimbat, chiar am păstrat așa cum au fost de ani de zile, cum eu am găsit-o, că locuiesc la Temeleuți de 35 de ani, adică erau și socrii în viață și bunica soțului. Este o idee familiei. Mă bucur că nu este numai ideea mea, este o idee familie, am susținere de la copii și, într-adevăr, este o casă bătrânească. Nepoții mi zic așa, noi mergem la casa bătrânească. Știi ce a apărut deja și ideea și denumirea și toate. Desigur, avem mult încă de lucru, dar, cum am zis, sunt stabilite obiectivele, știm ce ne dorim, știm cum să o facem, știm pentru cine să o facem și pentru ce o facem. Haideți să dezvăluim aici și să detaliem. Știți ce va fi aici? Deci să ne spuneți ce va fi aici. Va fi o casă-muzeu, casa bătrânească, unde va fi posibil pentru acei turiști care îi așteptăm să vadă cum erau traiul, să vadă cu ce se îndeletniceau, posibilitatea de a gusta, de ce nu, din bucatele tradiționale, acum anume locului, și când zic anume locul la Temeleuți, este un obicei aparte, copturile, pentru că eu asta am văzut la soacra mea. Și ați deprins cumva, ați furat. Da, am furat. Chiar eu cu mare drag s-am părtășit, anume cozonacii, acea învârtită mare, nu cred că mai este în altă zonă, așa învârtită mare cu dulceață de trandafir, cu vișină, pentru că ea se coace, dacă cozonacii zic că este coptura pentru Paști, păi la Temeleuți este hramul localității 4 August, când iarăși se coace aceste copturi, plus toate celelalte dulciuri, nu știu, minciunei, cia, mărunței, dulciurile astea care cu vișin și în cu zahăr, pudră, da, cred că cunoașteți toți, aici le zic minciunei. Minciunei, în alte localități băieței, da? Sarmalele, specifici, cred că neamului nostru integru, dar ceva se face aparte, pentru că toate bucatele, eu când am venit, ele se făceau
în cuptor. Da, adică noi acum deja mai contemporan încercăm prin role, dar vreau să vă zic că la sărbătorile lor era jambonul ăsta mare, de porc care se învălea în aluat și el se dădea în cuptor și se cocea, pentru că asta iarăși este tradițional și chiar familiei unde eu am venit, să zic așa, asta am descoperit. Bobu, vă zic, o să delectăm cu cele tradiționale locului, aceeași babă neagră, babă albă, da, sunt multe, foarte multe. De ce vă zic, noi suntem în derularea proiectului dat, am aplicat la mulți finanțatori, așteptăm decizia lor? Decizia lor, desigur, da, pentru a amenaja și un atelier de lucru. Va fi în afară de vizită ca casă muzeu, va fi deși un atelier de lucru unde o singură persoană nu face nimic, dar atâta timp cât tu ai posibilitatea ca din comunitate avem meșteri populari împletit în lozie, țesutul, ca să putem în cadrul atelierului de lucru să prezentăm acele obicei, dar respectiv prin implicarea acestor meșteri populari. Am revenit în studio, să știți că le întrebam pe Vitalie mai devreme cum este să-și vadă munca și materialul acum. Da, este interesant, este interesant să-ți vezi materialul dintr-o parte, pentru că tu îl realizezi pentru o anumită platformă și iată el cumva îmbracă haina televizată. Exact, și spuneam că este straniu să vezi că intro-urile pe care le spun eu le spun din prima, deci nu trag duble nici de cum, pentru că nu am timp în primul rând, în al doilea rând nu... cumva și sursele pe care le am să nu aștepte și așa mai departe. Și tu spuneai că este firesc. Da, așa, ca este... să nu zic, ar fi ciudat să faci un asemenea proiect, o asemenea emisiune din teritoriu și să stai, să tragi duble multe la cadru sau să reciți un text. Exact, la și cadru. Este interesant atunci când uneori ezit sau mă concentrez la ceea ce spune, poate nu mă concentrez tare bine la ceea ce spune sursa mea, dar văd, nu știu, un costum popular sau un covor care are mai mult de 100 de ani și așa mai departe. Dar este interesant, este ceva fain. Vitalie, cu cine lucrezi? Cât de mare este echipa ta? Echipa mea este pe atât de mică, pe atât și pe atât de mare. Este vorba despre o echipă foarte micuță, dar vă explic în ce constă acest lucru. Sunt eu care realizez materialele propriu-zise. Dacă ai observat, eu filmez cu telefonul mobil, iată așa am luat telefonul. Mai uneori, la unele filmări, mai iau încă un coleg cu o cameră de filmat, în care să avem diferite unghiuri. Și cam atât. Deci partea asta cumva tehnică. Iar partea logistică sunt ajutat într-un fel sau altul de mai mulți, eu știu, ghizi de turism. Cu această prilej chiar vreau să mulțumesc Elanei Bălățel și Marianei Iurcu de la Călăraș, care de fiecare dată când îmi doresc să realizez ceva sau să descoper ceva inedit, apelez la ele și îmi indică o localitate sau alta, o istorie sau alta. Și mergem împreună și realizăm aceste subiecte care, de altfel, se bucură de succes pe rețelele de socializare, pe platformă, chiar se bucură de vizualizare. Am văzut acest lucru, da. Și e singurul, practic, e singurul produs media de la noi care se concentrează doar pe turism. Aș vrea să cred că este singurul. Cred. Aș vrea să cred și îmi place să fiu cumva unicul și singurul. Dar probabil mai sunt... Deci știu o emisiune care este dedicată, dar este la un canal regional, însă s-a stopat pentru că finanțatorii deja nu mai dau bani. Și atunci, iar la mine este pe pur entuziasm și pur, eu știu, idee de a promova turismul și locurile frumoase și istoriile de succes ale oamenilor care, cum am spus de la începutul discuției noastre, fac istoria, da, fac istoria acestei țări. Și chiar și Agenția de Investiții Moldova m-a bucurat faptul că prin intermediul agenției am realizat un documentar turistic, este vorba despre Pe urmele lui Ștefan cel Mare, voievodul Moldovei, da, care a fost lansat în decembrie. Am mers 2 zile în mai multe locații, acolo unde se presupune că a mers Ștefan cel Mare și a lăsat urme adânci pe acest teritoriu. Și iată
urmează încă un proiect, dacă ne va reuși, la fel cum prin intermediul agenției de investiții și încă o echipă enormă, să realizăm lucruri frumoase, la fel ca să arătăm lumii întregi din Republica Moldova, dar și din afara ei, că avem cu ce ne mândri. Și chiar putem călători cu gust, indiferent oriunde ne-am afla. Asta voiam să te întreb, anume despre partea gustului și a gustoșenilor. Da. Apuci să și guști mai puțin, feluri de mâncare? Mai puțin. Eu cu mâncatul ultima perioadă nu o prea duc bine. O fi bine, o fi rău, nu știu. Dar încerc. Dacă îmi dă ceva de un ochi foarte mult și activ, atunci eu pot să gust neapărat. Asta înseamnă că ții regim? Că nu țin regim, să știi, nu țin regim, dar așa este o obișnuință deja de când am început să fac sport de mai multă vreme. Eu sunt restanțier la regimul alimentar, asta recunosc din start, însă nu-mi este foame. Ok. Da, asta e. Cred că te invidiază mulți oameni. O fi. Dar, în schimb, beau foarte mult lichide. Ok. Da. Și pentru că ai menționat de sport, Vitalie, îți dai seama că trebuie, sunt obligată să te întreb. Te rog, te rog. Și despre sportul pe care tu îl faci cu sfințenie, cu regularitate în fiecare dimineață. Practic în fiecare dimineață, în afară de zilele de sâmbătă. Sau când merg în, nu știu, eu în străinătate sau în deplasare. Exact. Așa. Când sunt nevoit să mă trezesc dimineața și deja să ajung la o oră matinală la locul bine stabilit. Dar spune-mi, care a fost momentul acela care a făcut o schimbare în mintea ta și te-a scos afară din casă pur și simplu și te-a trimis în parc la sport? A fost o zi de februarie plină de ninsoare și vânt puternic și eu am început cumva să, cum îți spuneam, încerc sau eu tind și mereu să fiu cumva unic și singur și atunci de ce să stau cum toată lumea stă pe ninsoare, frig, viscol, bine, mersi, sub plapumă, când pot să ieși afară. Să înghesc de frig. Să înghesc de frig. Și uite, așa a început aventura mea sportivă, matinală, la ora 5, 5 și 30 de minute și încercăm. Și prin fotografiile mele și prin mini-videourile pe care le fac dimineața, încerc cumva să inspir și pe alți oameni să o facă. Admirație stârnești, cu siguranță. Mulțumesc. Pentru că să te trezești la 5:30 în fiecare dimineață și să ieși în parc la sport. Da, este un efort, deși acum este o obișnuință și este ca un adevărat drog. Dacă nu merg câteva zile la rând, cumva, știi, simți că nu ți ajunge ceva. Da, simți că nu ți ajunge ceva și acum mai nou am început din martie să alerg și seara. Deci dimineața și seara. Seara nu în toate zilele, evident în funcție de când mă eliberez de la job. Noi să mă strădui de fiecare dată seara de la fel să ies în parc. Vai. Sau să explorez, nu știu, natura. Doamne. Alergând. Asta demonstrează o disciplină, cred, da, în primul rând. Da, este o disciplină și te ajută, cel puțin la mine funcționează asta foarte bine. Mă ajută să-mi, eu știu, responsabilizez activitățile, să-mi ajustez foarte bine planurile, ce trebuie să fac, unde trebuie să mă duc, cu cine trebuie să vorbesc și așa mai departe. Este ca un fel de agenda matinală, care eu mi-o spicuiesc în minte, așa, cu mintea limpede, la aer curat, după care încep să realizez această agendă la modul practic pe parcursul întregii zile. Vitalie, să revenim la călătorii. Da. Care a fost ultima destinație de vacanță din străinătate în care ai apucat să ajungi înainte de pandemie? Înainte de pandemie, exact. A fost Tenerife. Și wow. Am mers a doua oară acolo. Și la începutul anului 2020? Da, în februarie 2020 am mers pe Tenerife a doua oară. A fost și, spuneam, de o mică depresie. Am acumulat acolo, eu când merg în vacanță, să știi că nu merg doar să mă relaxez și să mă odihnesc, dar și să fac subiecte. Am o groază de imagini video de pe Tenerife, dar intrând în această pandemie care mi-a dat planurile peste cap, având și alte idei, am aceste ilustrații video care voi încerca în această vară să le transform în materiale jurnalistice și să le difuzez pe platforma mea. Așa. Să arăt
Asta e. Iar ultima destinație pe care am explorat-o în Republica Moldova a fost chiar la Bravicea, raionul Călăraș, acolo satul cu trei muzee. Este vorba despre Muzeul Satului Central, este Muzeul La Mâca. Este un muzeu deosebit, este unul privat, dar este ceva drăguț. Și muzeul am uitat numele domnului Nicolae. Am uitat numele, dar o să aflăm pe site o să aflăm neapărat informații și despre aceste trei muzee. Călătoricugust.com. Perfect. Așa, pe pagina de Facebook, pe pagina de Instagram și pe canalul de YouTube. Acolo găsiți toate informațiile și toate episoadele Călătorii cu Gust din Republica Moldova și nu numai. Vitalie, a fost o bucurie să te avem așa aici la noi. Ai energie bună, multă și se simte asta. Noi îți dorim să păstrezi această energie peste tot pe unde ajungi și te urmărim să ne ții la curent cu toate călătoriile tale cu gust. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de a împărtăși experiența călătoriilor cu gust pe bune și încă o dată mulțumesc că am retrăit momente pe care le-am avut acum cu 7 ani aici la Moldova 1. Te mai așteptăm când ți se face dor, te rog, vină la noi. Okay. Mulțumim tare mult, Vitalie, încă o dată.